De la începutul acestui an avem noi modificări fiscale, pe lângă acele creșteri de taxe pe care le-am văzut prin ordonanța 16, tot acolo mai este o măsură pe care multă lume n-a înțeles-o, n-am înțeles-o nici eu, de aceea l-am invitat astăzi pe Cornel Grama să ne explice puțin ce este acea facilitate de 33% cu deduceri. Sincer spun că n-am prea înțeles. Salutare, domnul Grama! Bună ziua, bună ziua și la mulți ani echipei Hot News. Am zis astăzi să vorbim puțin despre măsura aceasta introdusă încă din iulie 2022 cu ordonanța 16, prin care se oferă o serie de facilități pentru salariați, astfel încât angajatorii pot să ofere pe lângă salariul lui de bază, deci nu salariul minim, o serie de facilități la care nu se vor plăti contribuții sociale, CSS și nici impozit. Deci sunt venituri neimpozabile pentru salariat. Ele sunt grupate în 7 categorii și care se aplică în limita unui plafon lunar de 33% din salariul de bază al omului de la locul de muncă respectiv, de la funcția de bază, deci nu la al doilea job, cum ar veni. Uh-huh, da? Uh-huh. Deci de la funcția de bază. Și sunt 7 categorii. Acum s-a introdus, ieri s-a promulgat de către președinte, a opta categorie despre care o să vorbim. Deci o să fie 8 în total, toate să nu depășească 33%. Dacă luăm un exemplu ca să înțeleagă lumea mai ușor, salariul minim acum este 3.000 de lei, să zicem, da? 3.000 de lei are salariatul, 33% e 990 de lei. Deci el mai poate primi 990 de lei fără impozit pe venit, fără CAS, fără CSS, din următoarele categorii, cele 7. Da? Și să începem. Prima categorie este prestațiile suplimentare primite de salariat în baza clauzei de mobilitate, potrivit legii. Clauza de mobilitate, potrivit legii, este menționată în codul muncii și se referă la acele activități unde locul de muncă nu este fix, deci se află undeva în deplasare, în cazul șoferilor, agenților de vânzări care sunt plecați la distanță. Și această clauză de mobilitate este limitată la 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru indemnizația de delegare prin hotărârea guvernului. Dacă, de exemplu, se deplasează în străinătate șoferul respectiv, clauza de mobilitate este 2,5 ori 35 de euro pe spațiul Uniunii Europene. Deci ar fi undeva la 87 de euro, cam 400 și ceva de lei. Deci uite că deja din 990 de lei avem deja 400 și ceva de lei. Mai avem încă 590 de lei să-i mai dăm salariatului din următoarele categorii. Deci ordinea în care salariatul va primi acestea, bine, nu sunt obligatorii, deci, dar angajatorul ca o facilitate poate să-i ofere aceste sume. E la latitudinea angajatorului, ordinea și la înțelegerea cu salariatul, bineînțeles, și eventual scris într-un regulament intern. Da, totuși trebuie să precizăm o chestie, pentru că mulți poate nu se gândesc, dar nu costă nimic în plus pe angajator chestia asta. Că nu costă este, nimic, vine, deci vine ca de și cum practic i-ar mări salariul, dar fără să plătească taxe și impozite. Știți? Deci asta e ideea și angajatorul își pune pe cheltuiel sumele astea. Da. Deductibile dacă e cu calculul impozitului pe profit. Cum e acum majoritatea, că mai impozit pe profit e obligatoriu, opțional, e doar micro-întreprinderea. Da. Deci asta ar fi prima categorie, clauza de mobilitate. A doua, contravaloarea hranei acordată de către angajator pentru angajații proprii. Da? Deci până acum asta era avantaj salarial. Era cu CAS, cu impozit, cu CSS, era pe stat de plată, cu toate contribuțiile. Acum, contravaloarea hranei acordată de către angajator, limitată la un nivel, la un tichet de masă pe zi. Tichetul de masă e 30 de lei maxim, deci aici trebuie să se încadreze cu această masă. Și cum o poate acorda? Ori prin unitățile proprii, dacă hrana preparată se află în unitățile proprii, deci are cantină, are nu știu, da? Sau achiziționată de la unități specializate. Și asta aici era întrebarea. Ce sunt astea unități specializate? Că multă lume la fel se întreabă. Bun, dar ce intră aici? Intră restaurante? Intră catering-ul? Intră? Sigur că da. Da, unde se prepară hrana pentru consum. Da? Deci unități de alimentație publică, restaurante, catering.
dar valoarea pentru un angajat nu poate depăși 30 de lei pe zi. Da? Deci poate fi factura, poate fi mai mare de la firma. Sau el poate, de exemplu, salariatul merge la împinge tava, da? Se duce acolo, meniul zilei, 30 de lei, să zicem că dacă se încadrează în suma asta, vine cu bonul respectiv, bonul fiscal de acolo și ca justificare la ce sumele pe care le va primi de la angajator. Deci el practic îi decontează masa pentru ziua respectivă. Da? Iar la cealaltă soluție presupun că este altfel, nu? Adică poate angajatorul să semneze cu o firmă de catering, de exemplu, nu? Exact. Și după aia, Și după aceea, pe baza listei, da, face listă cu salariații și sumele respective. Și astfel încât să iasă factura respectivă să se încadreze în plafonul de 33%, de 90 de lei pentru salariații. Pentru un salariat. Da? Deci asta fiind pentru hrană. Apoi, a treia categorie, foarte importantă, cazarea, contravaloarea chiriei pentru spații de cazare puse de angajator la dispoziția angajaților proprii. Și asta era avantaj salarial până acum, impozitat cu 10% plus CAS, plus CASS, era pe stat de plată. Acum, practic, angajatul primește niște bani de la angajator prin care el își plătește chiria, dacă și-a închiriat pe numele lui sau poate fi închiriat pe numele firmei și atunci angajatorul poate să își deducă cheltuiala respectivă. Deci aici este un plafon de până la 20% din salariul minim de bază brut, adică din chiria respectivă 600 de lei, atâta poate primi angajatul ca să-și plătească chiria unde stă. Dar cu condiția ca angajatul, soțul, soția să nu dețină o locuință în proprietate personală în localitatea în care își desfășoară activitatea, nu, logică, de acasă, nu stea în chirie. Așa, spațiul de cazare se află în unități proprii, deci pot fi și unitățile proprii ale firmei, sau de tip hotelier, sau într-un mobil închiriat de către o terță persoană sau de către angajator. Da? Așa, și contractul de închiriere între angajator și terță persoană să fie încheiat în condițiile legii, adică să fie înregistrat la ANAF și mai departe, acum se înregistrează. Da, da. Sunt oricum obligații proprietare de apartament exact, să meargă cu ele. Nu? Exact. Și suma respectivă se acordă unuia dintre soți, în cazul în care ambii soți desfășoară activitate în aceeași localitate la același angajator sau angajator diferiți, pe baza declarației proprii răspundere a acestuia. Da? Se dă la unul singur. Ok, deci asta a fost a treia categorie. A patra categorie, foarte importantă, concediu de odihnă al salariatului. Da? Deci contravaloarea serviciilor turistice sau de tratament, inclusiv transportul pe perioada concediului pentru angajații proprii și membrii de familie acestora, acordate de angajator. Am aici o întrebare importantă. Trebuie să fie concediu în țară sau poate să fie și în străinătate? Poate să fie și în străinătate, nu zice. Zice nicăieri unde să fie, da? Da. Astfel cum este prevăzut în contractul de muncă regulament intern, în limita plafonului anual pentru fiecare angajat la un câștig salarial mediu brut, adică salariul mediu brut pe anul acesta este 6.095 de lei. Deci practic 6.095 de lei poate primi angajatul, bani fără impozit, fără CAS, fără CASS, dar cu limita asta de 33% pe lună. 990 de lei. Și atunci angajatorul ce zice? Uite, aia pentru concediu de la vară, care te costă 5.000 de lei, să zicem, luna asta îți dau 800 de lei, luna următoare încă 800, încă 800, ca să mă încadrez în ăștia 990. Și angajatul vine cu factura de cazare, eventual de la agenția de turism, da? Vine cu facturi de avans, că nu are acum. Da, deci de facturi de avans ca să justifice angajatorul acele sume pe care le va da salariatului. Bun, deci asta ar fi a patra categorie, deci asta serviciile turistice și de autotransport. A cincea, contribuția la un fond de pensii facultative în limita la 400 de euro pe an. Asta era și înainte, dar acum este inclus în acest plafon de 33%, deci în cei 990 de lei, în exemplu nostru, trebuie să se încadreze aici. Prime de asigurare de sănătate și serviciile medicale sub formă de abonament, tot în limită de 400 de euro de angajat pe an. Așa? Și ultima categorie ar fi
sumele acordate angajaților care desfășoară activități în regim de telemuncă. Asta a fost introdusă mai de mult această măsură. Poate primi 400 de lei pe lună dacă își desfășoară activitatea acasă, da? Deci nu, nu la sediu. Și pe lângă astea șapte, acum s-a promulgat încă o măsură. Contravaloarea, aici avem... abonamentului la sală, ca să fim mai presc. Exact așa. Contravaloarea abonamentelor pentru utilizarea facilităților sportive în vederea practicării sportului, educației fizice cu scop de întreținere, profilactic, terapeutic. Da, deci astea... Da. Pentru sala de fitness. Sală, da, exact. Și aici, limitate la 400 de euro pe an. Deci toate aceste 8, că acum sunt 8, trebuie drămuite astfel încât să ne încadrăm în cei 33%, 990 de lei. Îți dau 200 lei pentru chirie, îți dau 300 de lei pentru mâncare, îți dau atâta pentru fitness, îți dau atâta pentru pensia facultativă, atâta pentru sănătate. No. Și el poate foarte bine să aibă banii ăștia angajatul fără taxe, fără impozite, că lumea tot se întreba cum pot să-i dau eu mai mult bani la omul ăsta, că uite ce, cât trebuie să plătesc CAS și CASZ și așa. Uite, acum este o soluție. E o soluție, zic că e foarte... Și ca angajator nu te costă nimic, adică banii aia decât să se ducă la stat. Nu te costă absolut nimic, absolut nimic. Asta e, decât să se ducă banii aia la stat, mai bine sunt folosiți pentru asta. Exact, adică... exact. Dacă tu vrei să-i dai mai mulți bani salariatului și te plângeai că e CAS-ul și CASZ-ul mare, ai de acum e facilitatea asta și nici nu ai CAS și nici nu ai CASZ. Și mai mult decât atât, știți că este facilitatea aceea la salariu minim, 200 de lei sunt fără taxe, fără impozite, da? Ok. Deci cu condiția să nu depășească salariul în lună al omului până la 4.000 de lei cu sporuri, cu adaosuri, inclusiv aceste adaosuri, da? Aha, deci inclusiv dacă astea. Dacă sunt la salariul minim 990 de lei, observăm că suntem 3.990 de lei. Deci ne încadrăm și în facilitatea celor 200 de lei. Deci mai are încă 200 de lei la care nu plătește taxe și impozite și mai departe. Deci mi se pare... o chestie foarte, foarte bună. O să vă pun acum o întrebare practică. Și se aplică din 1 ianuarie, evident, declarația 112 o să fie modificată, astfel încât să fie cuprinse și toate acestea. Și toate astea noi. Deci exact. Să înțeleg că momentan, că presupun că v-ați uitat, n-a fost încă modificată de ANAF, nu? Nu. Adică deci... am înțeles că a apărut ceva, un proiect de ordin cu 112, dar n-a apărut nici formularul, să vedem cam cum o să fie. Probabil zilele astea o să o rezolve ANAF-ul imediat. Da, sigur. Probabil înainte de 25. Am o întrebare 24. Practică legată de măsura asta nouă promulgată de Iohannis, care o să apară zilele astea în Monitorul Oficial, poate chiar în timp ce vorbim noi acum. Așa. Exact. Să spunem, eu vreau să fac abonament, să spunem, pe un an la sală, dar mă costă în principiu sub 400 de euro. Mă duc la sală, iau, plătesc banii respectivi, nu? Și după aia vin cu factura, cu bonus, exact, ce mi se dă de acolo, ca mă duc la angajator. Aha. Și după aia angajatorul poate să-l taie el în fiecare lună. El îmi plătește mie, dar nu mai mult de 990 de lei pe lună. Poate să-mi plătească și următoarea încă 990 de lei. Deci poate să-i taie până când... Să-i taie, da, exact asta zic. Că-ți dau 300 de lei din factura asta. Încă 300 de lei luna viitoare, încă 300 de lei până ajung la valoarea toată. Să nu maxim 400 de euro. Da. Pachetul respectiv pe an. Aha. Da? Deci el atâta poate de conta, 400 de euro pe an. Pentru saldă. Da. Deci, dar nu poți să-i dea 400 de euro odată. Nu poți exact, să-i dea 400 exact. De euro. S-au depășit 990 de lei. 33%. Deci să-i dea, să se încadreze în plafon. Dar se poate face, nu știu, poate și altfel să-ți dea angajatorul direct banii și după aia la fel să facă? Că nu știu, nu prea este exact, legal. Da, se poate, nu? Nu e nimic în neregulă. Angajatorul poate și angajatul, nu. Aha, deci ambele variante. Adică cum este? Dacă, să ambele spunem, variante. Dacă angajatorul nu are cash în momentul respectiv, poate aplica facilitatea și plătește omul din salariul lui și după aia îl deduce. Exact. Și banii aia nu se mai duc la stat și se duc direct pe astea. Exact. Până la urmă tot salariatul beneficiază de el. Da. Cred că cam asta este tot momentan, cred că pe subiect, dacă mai este deci ceva de adăugat, domnule Grama, să-mi spuneți. E o măsură foarte bună. E o măsură foarte bună pe lângă celelalte care... Pe lângă toate celelalte, ca să zicem puțin, așa, pentru că ce e acolo... Mai puțin plăcute, da. Pentru că ce avem acolo pe PFA cu noile praguri care afectează, hai să spun, numai PFA-urile, că vorbim de persoane care câștigă și dividende, de diferite tipuri de investiții, vorbim despre chiria, ce este acolo este...
Exact. Așa o mențiune. Pensia facultativă în limita la 400 de euro pe an, asigurarea sănătate la 400 de euro pe an, cu mare salariatul, și fitness-ul ăsta de 400 de euro pe an se aplică și la veniturile din activități independente, deci la PFA-uri sau profesii liberale, cei impozitați în sistem real. Corect, este de fapt la sistem real, că să spunem acum la PFA, practic când faci venituri minus cheltuieli, practic automat s-a exact, 400, ca să știe lumea. Că nu mai ai aia cu 33% la ei, că n-ai cum să ai. Aici nu avem, nu avem. Exact, da, de asta zic. Aici faci venituri minus cheltuieli și este cheltuială deductibilă automat. Cheltuială deductibilă, da.